9:24 de minute, bună dimineața București, pe 98.3 și online pe bucureștifm.ro. Promiteam că o să vorbim despre cinematografie, despre film, despre gala premiilor Oscar și despre multe alte lucruri care se întâmplă în perioada asta pe marile ecrane și în curând pentru următorii 25 de ani, pentru că filmul despre care povestim în dimineața asta sigur se va vedea și la televizor mult timp de acum înainte, deci vorbim și despre micile ecrane. Bună dimineața regizorului și prietenului nostru din această dimineață, Cătălin Saizescu. Bine ai venit la noi, Cătălin. Bună dimineața. Konnichiwa. Mulțumesc de da, vă mulțumesc de invitație. Hai să vorbim un pic despre gala premiilor Oscar. Te-ai uitat în dimineața asta, ai aruncat o privire, te-ai trezit la ora 3 să te uiți? Nu m-am trezit, nu m-am culcat. Dar n-am reușit să o văd până la final pentru ești împătimit? Adică te uiți în fiecare an? Nu, chiar nu. Mi se pare că e vorba de niște premii care se axează mai mult pe latura financiară decât pe cea efectiv mai artistică. Mai exact. Niște interese de promovare a unor filme, mai pe scurt. Deci zici că e ca la Billboard. Nu ca la Billboard, ca la Eurovision. Acolo e pe geopolitică, aici e pe geomoney. Nu, câteodată mă mai nimeresc și cu filmele care într-adevăr câștigă. De exemplu, unul dintre ele care m-a bucurat că a câștigat cel mai bun film a fost Birdman. Contrar așteptărilor tuturor care știu că au fost efervescenți în comentarii, mie chiar mi-a plăcut filmul ăla de când l-am văzut în cinema, deși eram într-o audiență nu tocmai nimerită undeva la Pitești. Și oamenii de popcorn, de nachos, nu? Eu m-am speriat, am fost la Muzeul Țăranului, l-am crescut acum mai nepotri. Nu, eram la nevastă mea la Pitești și ne-am dus să vedem Birdman și ceilalți trei spectatori din sală se întorceau la mine cu niște grimase în momentul în care eu muream de râs. Cât despre câștigători, ai auzit cine a câștigat Oscarul anul ăsta? Am auzit, The Shape of Water. 4 premii, The Shape of Water, ai apucat să vezi filmul? Da, l-am văzut, este unul dintre puținele pe care chiar l-am văzut, Shape of Water și cu Dunkirk. Sincer, mă gândeam că Dunkirk e peste Shape of Water. Dar ai și aici, cred că primează, sau poate că au vrut să-l recompenseze pe Guillermo de Toro pentru Labirintul lui Pan sau altceva și câteodată, fiind întârziați și decalați, dau câte un premiu. Nu cred că într-adevăr Shape of Water este cel mai bun film de anul trecut. E interesant așa ca propunere. Deci rămâi la Nolan, nu? Da. Deci ăsta este... Nu, sunt multe pe care nu le-am văzut și atunci să arunc criterii de... Dacă ar fi să-i faci un review lui Shape of Water și dacă ar fi să-i dai o notă a publicului, să zic... Mi-e greu... Nu a specialistului, o notă de public. Când știi cât de greu se fac filmele și ce implică, e greu să critic alte filme și să spun de rău. Cu siguranță. Asta mă feresc să o fac pentru că numai eu știu prin ce am trecut să realizez Scurt Circuit și ajungem și la chestia asta, da. Mă doare fiecare vorba aruncată în vânt. Cătălin, stai liniștit, Nolan o să primească premiul peste 7 ani. Pentru filmul ăsta. Gala premiilor Oscar, din câte am văzut eu, rămâne un show. Rămâne cel mai mare eveniment artistic al anului, din toate punctele de vedere. Rămâne o seară sau o dimineață pentru unii, depinde din ce colț al lumii privește gala premiilor Oscar. Rămâne cel mai mare eveniment cu mesaj, nu? Că în fiecare an se transmite cât un mesaj acolo și mereu surprinzător. Cred că au fost mai multe anul ăsta, da. Am tot văzut mesaje așa impuse. Deci, deja cine le impune? Da, chiar, nu știu, că nu sunt în industria acolo, dar nu pot să nu văd. Ți-ar plăcea să fii acolo în industria aceea, unde se învârt banii și bugetele nu ca la CNC-ul nostru? E o întrebare capcană. Nu e capcană. Nu, de ce zic că e capcană? Pentru că e o capcană a mea, direct. Normal că aș dori să nu mai am nicio problemă cu finanțarea și să pot să-mi realizez proiectele fără să mă zbat ani la rând să obțin câte o finanțare. Dar, pe de altă parte, și... oarecum direcționarea pe care ți-o dă un film produs în stilul ăsta, pentru că sunt niște rigori și cu siguranță trebuie să te strecori, nu să te strecori, să rămâi niște canoane acolo, odată ce ai pornit la Cătălin, drum, n-ai cum să faci altceva. Îți plac provocările, nu? Altminte nu te face regizor în România. Corect. Ok, uite, închide ochii, așa. Da. Fii atent, în acest moment ai aterizat în America. De fapt nu, au aterizat americanii aici. Vin cu buget fără număr, un buget fără număr pentru tine, pentru următoarea ta producție. Trebuie să fie una opulentă. O am. Da? O poți duce, la capăt, adică poți angaja ce montor vrei tu, ce cameraman, ce luminiști, ce actori. Apropo, care ar fi primul actor pe care l-ai pune pe listă? Gary Oldman mi-a plăcut foarte mult. Da, în sfârșit, în sfârșit a luat și un Oscar. De ce crezi tu că România nu este la un festival atât de important precum Cannes și ne-am limitat la festivaluri din Asia sau din Europa? De ce nu suntem la Oscar? Nu, la Cannes suntem. La Oscar. La Oscar. Eu de Oscar zic. Noi am avut o propunere anul ăsta, dar că nu a fost să fie, n-au fost în cărți. Înțeleg. Simți că îi lipsește ceva cinematografiei românești? Finanțarea. Și finanțarea și subiectele și felul în care sunt făcute filmele. Pentru că ne-am îndepărtat foarte mult de public. Eu tocmai prin scurt circuit am încercat să mă reapropii de el. Cred cu siguranță în filmul de public. Și asta nu înseamnă că nu trebuie să poarte mesaje, idei și să nu fie un film cât mai complex cu putință. Doar că trebuie îmbrăcat într-o haină care să fie ingurgitabilă, da? Chiar dacă ai un film nedigerabil ca al meu. Ca scurt circuit despre care o să vorbim imediat. Cum stăm cu actorii în România? Ai spus, n-avem subiecte, nici cu banii foarte bine. Nu că n-avem subiecte. E greu să abordăm anumite subiecte și într-o anumită formă, tocmai din cauza banilor. Adică e greu să le faci, să le pui în practică. Eu de 25 de ani am văzut o vodită lipsă de inspirație în alegerea subiectelor în cinematografia românească. Am văzut cel puțin jumătate, nu neapărat, cel puțin jumătate din creație face referire la România pre-decembristă, pre-1989 și la Revoluția Română. Cred că sunt și niște lucruri care ne-au urmărit și s-au lungit mai mult decât trebuia. Am trecut printr-o epocă de tiranie care își revarsă efectele până în ziua de astăzi și asta o vedem în tot ce înseamnă politic administrativ până și în partea de privat până la urmă, pentru că am rămas cantonați așa niște ochelari de cal. Dar acum, în vremurile post-decembriste, eu privat nu te pot sponsoriza pe tine, regizor cu perspectivă, tocmai pentru a-ți împlini creația? Și la nivel legislativ avem niște probleme din punctul ăsta de vedere, dar care sper eu că se vor remedia. Problema cea mai mare pe care o avem noi cineaștii în România este cu sălile de cinema. Pentru că indiferent de faptul că ești finanțat să faci un film și chiar sprijinit în distribuția lui, accesul în sălile de cinema este greoi, dificil și nu este legiferat un soi de instrument care să te protejeze pe tine ca... Și nici măcar nu avem un mecanism, o mecanică a intrării filmelor în distribuție. Despre asta vrei să spui. Da. Și faptul că marile lanțuri de săli de cinema sunt reticente la film românesc. Asta exact. De ce? Precum muzica la radio. Despre asta vrei să spui tu, nu? Unde? Că noi avem muzică românească. E adevărat că e în engleză, dar artiștii sunt români. Da. Ai spus așa, suport în distribuție. Ce înseamnă asta? Păi, practic, orice distribuitor al unui film românesc poate să aplice la Centrul Național Cinematografiei pentru un sprijin financiar în vederea distribuției și promovării. Doar că e vorba de fonduri insuficiente și nu reușești, într-adevăr, să penetrezi tot ce înseamnă media și să faci un tam-tam, pentru că eu, mergând cu filmul Scurt Circuit prin țară și făcând diverse gale, oamenii... mă întrebau de ce nu există promovare. Există atât cât am putut și credeți-ne că ne zbatem. Doar că mai trebuie să existe și la nivel local, sălile de cinema sau lanțurile ar trebui să se implice în promovarea filmului care tocmai intră în cinematograf și să-i dea o șansă. Dacă nu este dată nicio șansă, nici nu va ajunge la public. De ce ar trebui să mergem să vedem Scurt Circuit? Asta cred că mi-o spuneți voi, că ați văzut și filmul. E greu să-mi fac singur publicitate. Nu pot spune decât că pe pagina de Facebook a filmului avem și reacții ale spectatorilor. Eu de fiecare dată când au venit la mine să îmi spună păreri despre film, i-am rugat să mă lase să-i filmez și am urcat o mare parte din aceste filmulețe pe pagina de Facebook al filmului. Ne filmăm noi și îți trimitem filmulețul și reacțiile spectatorilor, pentru că multă lume pleacă plângând din sala de cinema. E un film tulburător, dar asta nu înseamnă că nu reușesc să transmit mesajul. Mesajul meu e referitor la acest scurt circuit, odată malefic în 2010, când a provocat un incendiu de proporții și o catastrofă de proporții la Maternitatea Giulești, și pe care încerc să-l iau, să-l schimb și să îl transform într-un scurt circuit benefic la nivel mental, în ideea de a reseta puțin mentalitățile noastre ale românilor și a ajunge din nou la ideea de responsabilitate. Poate părea un limbaj de lemn, doar că valențele cuvântului ăsta trebuie redescoperite și regăsite. E vorba de asumare, de responsabilitate, de a învăța din greșelile din trecut și a încerca să nu le mai repetăm. E greu să ascunzi, să treci peste anumite probleme din viața ta dacă nu ți le asumi, dacă nu le vizualizezi, le pui pe masă, te uiți, îți dai seama, analizezi, încerci să extragi aceste învățăminte, tocmai pentru a nu le repeta. Bănuiesc că nu ți-a fost ușor să produci acest film, să-l regizezi, să-l gândești și să-l simți așa, făcându-l, producându-l, mai ales că el a fost filmat la vreo 4-5 ani după evenimentul... la vreo 4-5 ani după evenimentul de la Maternitatea Giulești, și într-o perioadă în care se întâmpla un alt necaz în România. Practic la 2 luni după ce am terminat filmările la Scurt Circuit în 2015, era deja septembrie, 1 septembrie, am impresia că a fost ultima zi de filmare, la numai 2 luni urma Colectivul, unde am și pierdut unul dintre membrii echipei de filmare, e vorba de Daniel Ciobanu, care ne-a făcut toată partea de editing și filmare pentru tot ce a însemnat planul 2, echipa a doua. Da, partea de producție, practic, partea de postproducție. Da. De postproducție, da. Nu de postproducție, că a fost exact în timpul producției, anteproducție, dacă vrei să-i spui. Nu, mă referam la editare. Postproducție normal se referă la după producție, dar asta a fost în timpul filmării. Mie ce mi-a plăcut, de ce m-am dus la film, da, pentru că în afara faptului, mie nu-mi plac filmele triste. Este foarte adevărat, știm despre ce este vorba. Tragedia a fost tragedie, incontestabil. Dar un prieten mi-a zis, este vorba despre mentalitatea noastră. Aha, stai puțin, asta da, interesant. Despre felul în care reacționăm, gândim, chiar și după un astfel de eveniment. Dar absolut toate problemele, și nu doar incendiul din Maternitatea din Ghencea este Giulești, acolo, Giulești, pardon, ci și faptul că se vând copiii, că avem această mentalitate, știi? A rămas însărcinată. E o mare tragedie, știi? Și iar toate problemele acestea pe care ne lovim sau nu ne lovim, dar avem persoane în cercul nostru care au trăit pe pielea sufletului lor, da, toate aceste tragedii, au la bază mentalitatea care rămâne totuși. Da, de fapt este ADN-ul ăsta al nostru care, cum să spun, ne ține pur și simplu pe loc. Încerc să mă delimitez de generalizare. Da. De ce spun asta? Pentru că avem tendința să spunem, domnule, așa e în România, așa e la noi. Da. Și inclusiv în cinematografie, să știi că toate filmele care au fost făcute pentru festivalurile de la Europa, asta au transmis de fapt. Da, dar nu e așa. Cred că e vorba de persoana fizică, da? A fiecăruia de individ. Individ, exact. Cred cu tărie că dacă am avea o solidaritate în această resetare mentală și am încercat cu toții să fim puțin mai responsabili, să ne asumăm și să încercăm să facem lucruri bune, am avea și o schimbare în societate. Doar că așa plasăm întotdeauna vina pe alții și spunem, uite, din cauza ăluia sau a noastră, a tuturor, e vorba de o vină colectivă până la urmă. Și asta vreau să mă întorc la individ. și să spun că fiecare dintre noi, dacă ar fi așa, mai buni, mai responsabili și ar asuma. Asta e chestiune de percepție individuală, da. Atunci când vezi filmul, fiecare îl percepe în felul lui și îl raportează la felul lui de a fi și la mentalitatea lui din momentul ăla. Odată că e forța asta a schimbării proiectată în sala de cinema, după care, unul dintre motivele pentru care ar trebui să vedem filmul este acela că fondurile rezultate din vânzarea biletelor sunt donate, maternităților. Nu. Sau achiziției de incubatoare pentru prematuri. Exact. Urmează să achiziționăm incubatoare pe care să le donăm maternităților din țară, în ideea de a face un gest. Eu cred în puterea gestului și tocmai de asta o și facem, că nu o să ne apucăm noi acum să restructurăm un întreg sistem medical și nu este rolul artelor să o facă, doar că putem să arătăm că se poate. Și dacă noi ne permitem și am decis să donăm tot ce înseamnă profit din biletele de cinema pentru această cauză nobilă, poate că și alții vor face alte lucruri frumoase și uite așa, contorizându-le și adunându-le, deci poate am ajunge mult mai departe. Imaginează-ți, Răzvan, să fii regizor în România, da, să te zbați an de an și să obții pentru tine, pentru filmul tău, pentru creația ta, finanțarea, să reușești să-l faci. Și în sfârșit să iei premiu. Da, iau un premiu și poți să faci și niște bani, da, îi împarți. Da. Nu, îi donezi. Ai plecat la drum cu gândul ăsta de a dona banii? Atunci când ai făcut filmul, te-ai gândit la asta? Nici măcar n-am luat în calcul ce se va întâmpla cu banii, doar că pe parcursul prospecțiilor, în momentul în care am fost pus față în față cu lumea medicală, cu maternitățile, cele din jurul Bucureștiului, ne-am dat seama ce mare nevoie este de implicare a tuturor, a societăților. Sunt niște condiții aspre. Medicii sunt puși în fața unor realități dure, în ideea de a alege între viața unuia sau a celuilalt prematur născuți în același timp, care se bat împreună pe un singur incubator, ceea ce deja să-l obligi pe omul respectiv să aleagă care dintre ei va avea șanse mai multe în viață. Asta mi se pare inacceptabil. Da, este legătură la cer în secolul 21. Filmul rulează, da? Rulează și a luat și premii. Povestește-ne un pic despre premii. Adică le-am putea enumera și noi, dar parcă sună mai bine din gura autorului. Practic, premiul important este cel de la Shanghai International Film Festival. Cine l-a scris? E vorba de coproducătoarea mea, Carmen Tripoduș, care este și distribuitor. Și ea s-a axat pe partea de Asie, pentru că deja în Europa filmele românești erau supertitrate, tot ce înseamnă Cannes, Berlin și cealaltă festivaluri importante din Europa au fost atinse. Doar că noi am fost primul film românesc la Shanghai. Ediția 20-a. Ediția 20-a, da, jubiliară. Și chiar ne-am bucurat că am și fost recompensați. Mila Jovovich mi-a acordat premiul pe scenă împreună cu Paul Anderson. Am înțeles că festivalul de acolo de la Shanghai, Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, este un fel de Oscar asiatic. Da, practic e, cred că, cel mai mare festival din Asia. Oamenii nu știu, da, că văd laurie cu Shanghai, ori zice, da, ce e asta? E un festival pe undeva, s-a mai dus și ăsta undeva în lume ca să vină să ne arate nouă ce film a făcut. E un festival foarte important, doar că în România nu este cunoscut, tocmai pentru că suntem primul film care a ajuns acolo. Văd totuși pe afiș una dintre cele mai grele distribuții dintr-un film românesc din ultima perioadă. Sunt peste 90 de nume de actori, mă feresc să foarte mari. Poate îi spuneți voi, pentru că de fiecare dată... Maia Morgenstern, Claudiu Bleonț, George Ivașcu, Dorel Bișan, Paula Chirilă, Nicodim Ungureanu. Apropo, domnul Ivașcu poate face ceva pentru film dacă tot are putere de decizie acum. Da. Nu? Mă gândesc. George Saizescu, Oana Ștefănescu, Magda Catone, Marușca Băiașu și Emanuel Nicolae, da. Sunt cei doi copii de 15 ani la momentul respectiv. O distribuție destul de grea. Cum au reacționat artiștii ăștia când au văzut scenariul sau când au auzit tema? În primul rând, le mulțumesc tuturor celor care au participat în distribuția filmului, pentru că deja să accepti un rol micuț, da? Un rol secundar pentru un astfel de film a fost o mare provocare a mea, doar că am avut mulți prieteni și mulți oameni cu mintea deschisă care au înțeles că nu este doar un rolișor. Și a fost interesant că unul dintre spectatorii de la galele noastre de premiere de prin țară spunea că practic cu acest film dispare noțiunea de rol secundar. E adevărat. Un film cu foarte multe roluri principale. Există vreun nume pe care l-ai avut acolo pe lista ta de actori care nu figurează? Da, au fost, dar care au spus nu? Nu care au spus nu. Sau n-au putut. Care nu s-au potrivit probabil. Da. Ai făcut casting? Da, bineînțeles că a fost un casting care a durat chiar 2 luni jumate. Și toți oamenii aceștia au venit la casting? Au dat probă toți? Nu, dacă vorbim de nume mari, deja era doar sunat vorbit. Dacă vorbim de o super mega ultra drama, așa cum este filmul ăsta, Maia Morgenstern cred că era din start admisă, știi? Cred că este cea mai potrivită opțiune. Nu e cea mai potrivită în roluri de genul ăsta. Da, nu era vorba de a fi admis la nivelul ăsta, este să accepte să joace. Care a fost cel mai impresionat artist? De ce s-a întâmplat acolo, pe care l-ai simțit că a trăit cu adevărat povestea asta și că a trăit jumătatea aia de an cât s-a filmat, că a trăit în mijlocul evenimentelor? În primul rând că a fost vorba de 30 de zile de filmare, nu o jumătate de an. Eu știu că se filmează mai mult, dar așa puțin? Da, e în funcție și de banii pe care ai la dispoziție. Aha, și cum îți permiți să drămuiești lucrurile. Dar cred că toți cei care au filmat, de la actori până la figuranți, au fost în starea respectivă, pentru că cu toții știau ce s-a întâmplat și ce încercăm să facem cu filmul. Și atunci, emoțiile erau la ordinea zilei și ne întâlneam cu ele deja de la cafeaua de dimineață. Nu-i nimic, eu nu mai văd o dată. Vii cu mine? Mergem la cinematograf, pentru că rulează în toate cinematografele cunoscute și în cele de mall. Da, nu neapărat în toate. Unde anume? Unde mai exact? Uite, este la Băneasa, la mallul din Băneasa, la mallul din Nafi Cotroceni. Nu știu exact ce se mai întâmplă la Cinema Pro sau la Elvira Popescu, dacă mai există. Știu că a fost, mai sunt cinematecile Eforie și Union. Mă refer la București. Da, pe ele din Eforie. Merge la Eforie. Rulează în momentul ăsta la Happy Cinema. Și la Happy Cinema. La Grand Cinema în Mor, cred că este cel din Băneasa, la Cinema Pro și la AFI Cotroceni, la Cinema City Cotroceni, chiar în seara asta la 8:10 și la 17:50 de minute, dacă vreți să vedeți Scurt Circuit. Și eu care vreau să duc în cartierul meu muncitoresc, în sectorul 4, uite că la mine nu. Ți-am zis că avem probleme cu seriile de cinema, în ideea în care nu reușim să penetrăm peste tot, ne luptăm cu filmele americane de marcă, deși, uite, la Cinema Pro a rulat în paralel cu Shape of Water și am văzut și aveam cam același număr de spectatori. Ceea ce e bine, acolo se duc oameni care sunt iubitori de film, trebuie să recunoaștem. Adică, de exemplu, în mall-uri, dacă știu eu, cinefilul, omul care plătește bilet, este unul ocazional, la cinemateci se duc oameni care sunt împătimiți de film. Bine, Cinema Pro nu e cinematecă, vorbeam de Cinema Pro, da. Da, în general. Da, așa e. La cinematografele care nu sunt în mall-uri. Exact. Da, întreabă cineva, salut, cum se numește filmul? Scurt Circuit, dacă vedeți acest afiș cu Scurt Circuit. Sau dacă ne urmăriți de afară. E acel fluture ale cărui aripi iau foc. Da, sau Fault Condition, dacă sunteți, pentru că avem și ascultători care ne ascultă de afară, da? În afară, unde rulează? În Asia, poate fi văzut în China, filmul afară, da. Deocamdată nu, doar că am intrat în cursa pentru premiile Lux, odată ce am ajuns în Parlamentul European, la invitația maestrului Mircea Diaconu, și care ne sprijină în această competiție europeană. I-a plăcut filmul, să înțeleg. Da, poate și Parlamentul European sprijină distribuția și promovarea acestui film. Acest premiu Lux al Parlamentului European practic își alege un film pe care urmează să-l distribuie la nivel european. Și având sprijinul Parlamentului European, cu siguranță putem să ajungem în multe locuri și să ne fie sprijinită distribuția, care nu e un lucru ușor, să penetrezi în țări străine, mai ales că există reticență pentru un subiect atât de sensibil și dur. E un mare câștig. Cătălin, din ce înțeleg eu, este mai greu să distribui filmul decât să-l faci, deși nici asta nu e ușor. Da, toate etapele de producție a unui film și până la distribuție sunt dificile, doar că, într-adevăr, asta cu distribuitul e ultima mare încercare. Da. Da. Și povestea merge mai departe. Cătălin Saizescu, deja te gândești la un nou proiect? Am vreo 3 pe țeavă, dar acum... Primul, spune-ne doar de primul, nu ne povesti de toate 3, că n-am venit, da. De primul, te-ai decis care este primul din cele 3 pe care le ai? Asta nu decid eu, da, decide banul, cine de unde vine. Asta intră sub hashtagul viață de regizor în România. Da, nu, am 3 proiecte total diferite. Unul este fantastic, altul este un film de război și încă unul care e o comedie. Wow. Deci... Mi-a aruncat mingea la fileu. La ce filme se duce Cătălin Saizescu atunci când vrea să se relaxeze? Omul Cătălin Saizescu, nu regizorul care vrea să vadă ceva. Hai să râzi, dar eu văd filmele ca om, ca simplu spectator. Mă debarasez de tot ce înseamnă latură profesională. În momentul în care văd un film, nu vreau să mă prindă povestea, vreau să intru cu personajele în poveste. Și atunci prefer ce fel de filme? Bune. Uite, recomandă comedii, drame, de război, SF-uri. Nu înțelegi că este o persoană complexă? Cătălin, recomandă-ne nouă și ascultătorilor, uite, 5 filme musai de văzut pe care le-ai văzut în ultima vreme. 5, primele 5 dezvină în minte. Scurt circuit. Așa. În afară de Scurt Circuit, la Scurt Circuit îi vei face o recomandare separată pentru toată rețeaua Radio România Regional imediat. Dar 5 filme pe care le recomand celor care ascultă acum. Române, străine, nu contează. E greu de a cataloga și de a spune. Nu uite, de exemplu, o să vă zic de un film care mi se pare că a fost vitregit și din punct de vedere al premiilor Oscar. E vorba de ultimul film al Aronofsky, da? Darren Aronofsky, Mama, care pur și simplu a dispărut așa cum a apărut. Am auzit discuții, critici neconstructive. Pe mine m-a atins foarte mult acel film, chiar dacă puțin oarecum așa tărgănat spre final, dar povestea și condiția artistului, de fapt nu a artistului, ci a soției creatorului, care a fost fenomenal și mi-a părut rău că a fost pur și simplu dat așa deoparte. Alte filme, păi Dunkirk-ul al lui Nolan chiar, favoritul tău, da? Da, merita văzut. Am zis de Scurt Circuit, da. La animații te uiți? Da, uite, Coco, l-am văzut și m-a bucurat că a câștigat, da, într-adevăr, un film foarte special și în ultima vreme să știi că văd mai mult animații, că am și 2 copii. N-ai încotro? Cunoaște-o. Maria și pe Matei. Și mulțumesc. Și chiar văd la animații de miez pe nas, ca să zic așa. Deci Coco nu l-am ratat. Îmi pare rău că n-am ajuns să văd Cars 3. L-au văzut ei. Îți fac o listă întreagă, să știi. Sunt un fan al lui Cars. Da. Pixar în general. Uite, acum o întrebare. Un singur nume. Regizorul preferat. Charlie Chaplin. This is my song. E văzut, nu e... Nu, vorbim serios. Spune-ne acum, uite-te acolo la cameră, Cătălin Saizescu, și ai 40 de secunde să-i convingi pe toți cei care ascultă acum Radio România, pe toți cei care ne ascultă, să meargă să vadă Scurt Circuit. 40 de secunde. Ideea e de a nu pleca de la o prejudecată că e vorba de o dramă. Este vorba de o dramă, dar nu pe de-a întregul. Cred că trebuie să facem ceva cu noi, să schimbăm ceva în noi și eu încerc să dau o soluție artistică, ca să-i zic așa. E un film pe persoană fizică care nu are de-a face cu politică, administrativ sau privat și se referă pur și simplu la tine, tu, cetățeanul acestei țări, care ar trebui să devii mai responsabil, pentru că asumarea lucrurilor poate duce către o lume mai bună. Și asta îmi doresc, să trăiesc într-o țară în care măcar există normalitate, nici nu caut mai mult. Normalitate, despre asta este vorba. Mesajul către mine, da, cel care am văzut ca om obișnuit, persoană fizică neautorizată, da, nespecializată în cea de-a 7-a artă, a fost: cetățeanul trebuie să învețe să devină cetățean. Punct. De adevărat. Adică suntem, dar trebuie să mai și fim. Cătălin Saizescu, multă baftă pe mai departe și cu următoarele proiecte. Doamne ajută, mulțumesc. Și te așteptăm cu premiile aici pe masă. Vreau să fie masa asta plină de premii pentru Scurt Circuit și pentru toate proiectele tale. Eu, sincer, aș aduce toți spectatorii aici, pentru că nu facem filme pentru premii, facem filme pentru spectatori și vreau să ajungă mesajul la cât mai mulți. De-aia n-am și făcut un film de public. De-aia și sunt taxat oarecum așa de critică. Da, știi înainte cum era educația? Prin cărți sau... marea majoritate prin filme. Da, serios. Da, e adevărat. Îți mulțumim, Cătălin, că ai venit în dimineața asta pe la noi. Te mai așteptăm și cu următoarea ocazie. Și eu vă mulțumesc de invitație. Uite, promite-ne că dacă o să iei premiul Lux, vii. Cu premiul Lux. Aici Lux. La noi în studio, da. Ne permitem luxul de a te avea. Da, da, da. Mulțumim tare mult, ne bucurăm că ai fost alături de noi.